Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți au intervenit în acest weekend pentru stingerea 29 de incendii. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea 29 de incendii, 25 dintre acestea izbucnite la vegetație uscată, care au cuprins peste 100 de hectare de teren ca urmare a nerespectării de către cetățeni a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea 29 de incendii, 25 dintre acestea izbucnite la vegetație uscată, care au cuprins peste 100 de hectare de teren ca urmare a nerespectării de către cetățeni a măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Alte 4 incendii stinse de pompierii mehedințeni s-au manifestat la o casă, o anexă gospodărească, un depozit de furaje și la deșeuri electrice. Vineri seara, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Orșova a acționat în sprijinul Ițu Caraș pentru stingerea unui incendiu care a afectat mai multe gospodării în localitatea Mehatia. Alte 4 incendii stinse de pompierii mehedințeni s-au manifestat la o casă, o anexă gospodărească, un depozit de furaje și deșeuri electrice. Iar sâmbătă seara, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnul Severin a intervenit cu o auto specială de căutare salvare și o auto specială cu modul de descarcerare pentru salvarea unui cal căzut într-un șanț în localitatea Gârbovățul de Sus, comuna Căzănești.